Nu există oameni răi, dar în schimb există oameni care suferă. Ca la țaros, acum adică nu există oameni răi. Poate ai vrut să spui că nu toate persoanele pe care le în măsărele, ci de fapt răutăcioase. Dar asta e altceva. E fi atent. Știi cine e copilul ăsta? De fapt, cine a fost copilul ăsta? A avut șase ani și a fost torturat, abuzat, bătut, pedepsit, în cele mai cumplite moduri, luni de zile. La sfârșitul iulie a murit. A fost trădat. Persoana în care a avut cea mai mare încredere, l-a trădat. Mama lui, împreună cu partenerul ei, iubitul. La un moment dat, l-a prins cu un capsator de perete și a început să tragă cu pistolul cu aer comprimat în el. Băiețelul ăsta mai avea un frate de patru ani. Din fericire, frățiorul e în viață. Dar le-o povesti polițiștilor în ce moduri cumplite s-au putut comporta astea două persoane cu el. Spunem încă o dată că nu crezi că există persoane rele. Cu tot respectul, bineînțeles, dar nu.